Polițiștii rutieri ieșeni au acționat zilele trecute pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente în județ. În cadrul acțiunii au fost amendați 399 de participanți la trafic, dintre care 147 pentru nerespectarea regimului legal de viteză pe drumurile publice. Amenzile au fost în cuantum de 143.665 de lei și polițiștii au reținut 37 de permise, dintre care 27 pentru nerespectarea regimului legal de viteză pe drumurile publice. Totodată au fost retrase 5 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numerele de înmatriculare.